Bună seara, stimați telespectatori, giurgiuveni. Pe parcursul următoarelor 10 de minute avem șansa și ocazia să-l avem printre noi, aici în Giurgiu, pe domnul conferențiar universitar G.D. Iscru, unul din mari specialiști în istorie ai României, după părerea mea, dar nu numai după a mea. Domnul profesor a fost la Giurgiu acum circa o lună de zile și ne-a făcut o frumoasă emisiune din care cu toții am mai învățat câte ceva. Ca să trecem direct în subiect, să atacăm partea de sfârșit a vechii noastre întâlniri. Ne spune atunci la sfârșit domnul profesor că avem șansa și unicitatea ca noi aici la Giurgiu să locuim în județul care acum se cheamă Giurgiu, dar înainte se chema Vlașca și este într-adevăr o chestie absolut valoroasă și unică în istoria românilor. Domn profesor, de ce este important numele de Vlașca? Numele de Vlașca este important pentru că înseamnă țara românilor, țara valahilor, și valahii sunt români. Români la nord de Dunăre, români la sud de Dunăre. E plină lumea balcanică de valahii și de vlahi, care, din păcate, încă sunt discriminați și în Bulgaria și în Serbia. Nu mai vorbesc de Grecia. Este o persecuție destul de puternică în partea Macedoniei cuprinsă în Grecia. Regimul trecut a făcut această greșeală politică să șteargă de pe harta României numele Vlașca. Când treci Dunărea, te întâmpină țara românilor. Acum, când treci Dunărea pe podul prieteniei, te întâmpină, sigur, marele și important oraș, port, Giurgiu. Important prin el însuși. Dar a dispărut atunci de pe hartă țara românilor. Și nu e bine să se perpetueze această greșeală. Au francezii o vorbă pe care la noi a utilizat-o primul Eminescu în legătură cu deșnoarea lui Cuza. Greșelile în politică sunt crime, pentru că în urma lor pătimesc sute și mii și milioane de oameni. A face greșeală este omenește, este maxima bătrână latină. A persevera în greșeală este diabolic. Deci nu cred că e bine să se persevereze în greșeală și să se revină totuși la numele de Vlașca în câmpia română, adică țara românilor. Asta, iată, a apărut la noi o carte întreagă consacrată numelui de Valah. Autorul, Gabriel Gheorghe, este inginer de profesie, de meserie, dar a avut această pasiune a studiului istoriei și mai ales a istoriei vechi și străvechi. Și a scos de curând această carte cu o cercetare pilduitoare pentru a căuta numele de Valah. De 4.000 de ani durează acest nume, datează acest nume în istoria zonei. 2.000 de ani înainte de Hristos, 4.000 de ani înainte de vremea noastră. Deci e un nume foarte vechi, este alt nume și mult mai vechi decât a apărut numele de Dacia. Dacia a apărut, au dat romanii Dacia, secolul 2. Asta a apărut, deci, cu 2000 de ani înainte de Hristos, numele de Valah. Roind în Europa, valahii din zona aceasta, sedentarizându-se acolo roiurile, locuitori, a depistat autorul, din Belgia, din Franța, din Anglia, sunt mândri că se trag din valahi, că ei sunt valahi. Celebra țara galilor din Anglia, în englezește se numește Valahia,
Vlașcă, Wales. Wales înseamnă Valahia. Și în țara galilor se păstrează încă dragonul dacic ca steag al țării galilor. Deci, baștina este aici, în Dacia edenică, dar roiuri de valahi găsim în multe părți. De aceea este important să avem în câmpia română acest nume de țara românilor. Și Giurgiu rămâne cu importanța lui economică și de altă natură pe care o are și nu o ia nimeni. Da, poate că autoritățile politice, administrative ale județului să facă demersuri ca să schimbe numele din Giurgiu în Vlașca, numele județului. A spus, perseverare diabolicum. Nu trebuie să perseverăm în greșeala făcută de regimul trecut. La vremea respectivă, eu am făcut-o eu, personal, am făcut o adresă către conducerea superioară de atunci când s-a făcut treaba asta. Ca să mi se răspundă și mie care au fost argumentele pentru care s-a schimbat numele. A fost anulat acest nume din Câmpia Română. Sigur că nu mi-a răspuns mie, ne stăteau ei să-mi răspundă mie la așa ceva. Dar e bine să se știe că a fost o greșeală care trebuie îndreptată. Da. Trebuie să reluate și intențiile unor istorici locali, valoroși, zic eu, și buni patrioți locali, de exemplu domnul Păunescu, de mulți ani de zile, să luptă sau încearcă să determine comunitatea să facă eforturi pentru a-și redobândi vechiul nume al județului, județul Vlașca. Foarte bine face. Da. Și conduce, mi se pare, încă mai conduce muzeul care poartă numele unui ilustru istoric arheolog român, primul care în lume a spus că strămoșii, poporul primordial al Europei, arienii, au avut ca patrie originară Dacia. E primul care a spus așa ceva. Sinteza britanică de la Cambridge, sinteza de 8 volume de istoria Indiei, în volumul 1, a spus același lucru cu 2 decenii după Teohari Antonescu. Da. Deci asta e bine că aflăm și noi încă o dată valoarea și importanța giurgiuveanului istoric Teohari Antonescu. Foarte important pentru lucrările care le-a dat. A muncit mult. Ce boală a avut, nu cunosc, dar a murit relativ tânăr, la 40 de ani. Iar istoricii noștri, care se deosebea de ei pentru mult, din multe puncte de vedere, l-au dat uitării pe Teohari Antonescu. L-au menționat în bibliografii, nu puteau să n-o facă, dar altfel nu. Abia în 47 i-au mai publicat studiul din 2001 despre patria primitivă a arienilor, Dacia. Și de atunci a intrat într-un fel în circuit, dar a fost publicat într-o culegere lumii uitate la început, apoi în culegerea aceasta în care a apărut și studiul din 2001. Îl publică, l-a publicat de curând editura Seculum, al Unelu Oprișan, care se îndelincește cu foarte bune titluri de istorie și nu numai de istorie. Literatură populară, cultură populară la noi. Eu, Oprișan, este un om deosebit. Noi mai avem în Giurgiu, în județul nostru, un sat numit Vlașinu din comuna Schitu. I s-a păstrat numele, satul Vlașinu. Da, și cuvântul Vlăsii, în secolul XIX, încă erau potere care asigurau securitatea în codrii Vlăsiei. Tot ținutul românilor este, codrii românilor, codrii Vlăsiei. Da? Deci, dar este reprezentativ, Vlașca ca județ al țării este reprezentativ pentru noi, ca români. Interesant ce spuneți dumneavoastră. Eu credeam că numele de Vlah a fost dat de către goți, la băștinașii de aici. Goții sunt geți. Da.
Nu e nicio confuzie. Sunt aceleași. Teodoric cel Mare, marele got care a ajuns rege al Italiei, împărat, așa, la Ravenna, era get. I-a spus, să spunem așa, consilierului lui sau secretarului, cum vreți să-i spuneți, Cassiodor, un senator roman pe care l-a adus după ce Roma a fost, a căzut în ruine, așa, să-i scrie istoria neamului său. Deci, el fiind, după cum știe lumea acum, got. Și Cassiodor s-a prezentat cu lucrarea gata făcută în 12 cărți, care se numea Getica. Păi dacă venea cu lucrarea altui neam, da, nu-l dădea pe din două cu sabia Teodoric? Nu? Da. Deci i-a prezentat lucrarea neamului lui de Get, Getica. Lucrarea pe care a folosit-o apoi în secolul 6 după Hristos, Iordanes. Un nume important în izvoarele noastre mai vechi. Tot în cartea numită Getica. Getica, da, lui Iordanes. Da. Iordanes, da, scrie Getica. Da, da. Să zicem că am trecut de momentul de început. Domn profesor, știu că și am citit lucrări scrise de dumneavoastră. Sunteți unul din marii specialiști români în materie de Tudor Vladimirescu. Revoluția din 21, da. Da. Acum circa 194 de ani, cam pe vremea asta, sfârșit de ianuarie, februarie, începea Revoluția lui Tudor. Ianuarie, pe 23. Pe 23 ianuarie. Noi nu am învățat prea multe despre această revoluție. Cei care am făcut carte și școală pe timpul lui Ceaușescu, ni s-a spus că a fost o mișcare revoluționară împotriva boierilor și turcilor. Mai apărea Tudor pe hârtia de 25 de lei, după Revoluția a apărut pe cea de milion, dar în general lumea nu prea știe ce este cu Tudor, cu toate că se vorbește mult. Vă rog frumos, din cercetările dumneavoastră și scrierile dumneavoastră, spuneți-ne și nouă niște lucruri mai adevărate despre Tudor. Da. Era cum acum știe mai multă lume, o situație foarte încurcată atunci. Noua înaltă poartă, Rusia Sovietică, avea mari interese în Balcani și dorea să recupereze niște procente pe seama Greciei, că prea-i dăduseră puține la Ialta, în toamna lui 44, Churchill, pe bilețelul acela care l-a transmis lui Stalin. Da. Și pentru asta îi cultiva pe greci. Și ai noștri, care erau tot oameni ai rușilor puși la conducere, că unul singur era român între ei la început, Gheorghe Udej. Da. Aveau grijă să nu-i supere pe sovietici. Și grecii au prins curaj. Și oamenii de carte, cum erau vremuri revoluționare, va să zic că începusem cu o revoluție antifascistă și antiimperialistă, nu? Era firesc ca să dăm atenție unei revoluții, care a fost Revoluția lui Tudor, că așa a început. Și Bălcescu i-a zis Revoluție și Cogălnicianu i-a zis așa, și prima carte despre Revoluția lui Constantin Aricescu, un căuzaș pașoptist, tot Revoluție i-a zis. Ei, e un paradox cum noi revoluționarii de la 23 august să nu dăm atenție aceste revoluții, să nu prețuim această revoluție? Ei, această conjunctură externă care a avut și oameni din interior care au slujit-o, au denigrat memoria lui, au făcut să fie denigrată memoria lui Tudor Vladimirescu. Și cartea care a dat semnalul acestei denigrări a fost cartea unui profesor universitar, Andrei Oțetea, în 1945, Tudor Vladimirescu și mișcarea eteristă din țările românești.
Sunt multe de spus despre asta. Eu am scris această carte care a ajuns până acum la ediția a treia în 2000. În această carte autorul l-a făcut pe Tudor mandatar al ieteriei. Fals. Nu se sprijină pe nimic. Falsuri administrate din când în când de același autor, atât în ediția 1 din 45, cât și în ediția 2 din 1971, la care i-au fost de ajutor și colegii ai noștri de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga, pe care dânsul a condus. Unul dintre sprijinitorii profesorului Oțetea, ajuns și dânsul academician, între timp a murit profesorul Platon de la Iași, l-a luat în brațe cu totul, cu tot ce a scris, cu tot tezele lui pe Andrei Oțetea, susținând că totuși în 1971 a mai îmbunătățit ediția din 45 și a mai spus și altfel despre Tudor. L-a contrazis Oțetea însuși, care a afirmase în cartea din 71 că ediția aceasta a doua din 71 este identică cu cea din 45. Adică niște afirmații ale mai tânărului autor de la Iași, așa, care nu corespundeau realității. În legătură cu cele două zbateri, cu caracterul de revoluție sau nu, deci rămâne un paradox, într-un fel, cum de nu i-au spus revoluție. Explicația politică aceasta este. Da. Interesul mare, ca să nu supere pe greci, Rusia fiind, sovietici fiind interesați în Balcani și de aici grecii erau, pentru că prea mult luaseră occidentalii procentual din Grecia ca influență și prea puțin reveniseră. Facem o paranteză. Da. Se pare că și acum este trendul să nu-i supărăm pe greci. Rușii sunt acolo. Pe la spatele lor, îi mai mângâie pe ceafă. Mai e și un altul, da, să nu-i prea supărăm pe ruși, da, la ora actuală. Da. Pentru că deja s-au cam burzuluit pe noi și vorbirile recente ale purtătorilor de cuvânt ruși ne vizează. Și nu e bine. Da? Asta e o altă treabă care nu ține deocamdată de noi aici. Da. Deci ai noștri s-au străduit încet, încet să ajungă la conceptul cu care se începuse, cu care începuse Bălcescu, cu Găunicianu, Aricescu, Revoluția din 21. Însă îi oprea, pe de o parte, concepția marxistă așa cum o înțelegeau ei atunci. Că dacă, ca să fie o revoluție, trebuie să fie neapărat o burghezie, cum au fost revoluțiile anterioare pașoptiste, sau un proletariat care să-i ducă și pe țăran de mână, că țăranii nu se pricep să facă revoluție. Adică nu știu cum e bine să trăiască mai bine. Da. Asta înseamnă să faci o revoluție. Da. Pentru că trăiau rău. Așa. Ei, cel care a mișcat primul și a zis mișcare revoluționară a fost profesorul Maciu, de la șeful Catedrei de Istorie Modernă de la Facultatea de Istorie. După profesorul Maciu, i-a zis și profesorul Oțetea mișcare revoluționară. Apoi se pregătea în timp reabilitarea lui Pătrășcanu. Și Pătrășcanu, în lucrările lui, vorbea de revoluția pandurilor. Și urma să apară opera lui Pătrășcanu, cu această caracterizare, revoluția pandurilor. Păi, și profesorul Oțetea n-a așteptat, trebuia să fie el primul care să-i spună revoluție. Și atunci a început să se gândească la așa ceva. Și în 71 a apărut ediția a doua cu Revoluția 21, dar
demonstrația lipsea. Numele era pus în titlu, însă demonstrația de revoluție lipsea. Spunea în final, referindu-se la schimbarea de domn din domn Fanarioț în domn Pământeni, în finalul cărții spunea, și să nu-mi spuneți că aceasta n-a fost o revoluție. Adică reducea toată acțiunea la această, importantă această schimbare, sigur că da. Toată acțiunea aceasta, toată revoluția lui Tudor o reducea ca revoluție la schimbarea conducerii din domn Fanarioț în domn Pământeni și nu revoluția însă. După ce minimalizase în carte programul revoluției și falsificase, adică folosise documente false sau dubioase în a-și susține teza. Dar încet s-a ajuns în tratatul de istorie la mișcare revoluționară, iar în nou tratat de istorie apărut în 2003, volumul 7, așa, profesorul Berindei i-a zis revoluție. Îi spusese mai dinainte într-un studiu apărut în 1980. Așa. Și s-a reluat acest studiu în tratatul de istorie din 2003. Deci, încet, încet s-a ajuns la ceea ce spuseseră pașoptiștii despre 1821 ca Revoluția Românilor. Și legătură cu eteria, la fel, din mandatar al eteriei, profesorul Oțetea, încolțit de alte contribuții ulterioare, n-a mai avut curajul în 71 să-i spună tot Tudor mandatar al eteriei, i-a pus pe ofițerii, pe comandanții lui Tudor, pe ofițerii din armata lui Tudor, să gândească că el era un mandatar al eteriei. Deci așa gândeau ofițerii lui despre Tudor, le citise gândurile, că a fost un mandatar al eteriei. Așa a mers multă vreme această teză, tot bălăgănindu-se, cum spune o vorbă populară, dintr-una într-alta. Este o denigrare, a fost o denigrare a memoriei lui Tudor și a Revoluției din 1821. În cartea mea, și în primele ediții, dar mai ales în ultima ediție, a treia, așa, i-am pus pe două coloane pentru a vedea ce și cum. Și s-au dovedit falsurile care le-au susținut și în problema caracterizării ca revoluție și în problema legăturilor, așa ziselor legături cu mișcarea eteristă. Din păcate, a mai intervenit un factor. Noi am avut o carte bună despre 1821 al lui Aricescu, Constantin Aricescu, un căuzaș pașoptist, care în 74 a publicat această carte și un volum de documente despre Revoluția din 1821. O carte bună care, din păcate, a rămas publicată numai în limba română. N-a fost publicată nici oficialitatea noastră, nici vreo editură de atunci, nici el n-a avut posibilitate să o publice și într-o limbă de circulație. Și literatura, istoriografia occidentală a fost infiltrată cu punctul de vedere grecesc, al istoriografiei grecești, după care Tudor a fost un trădător al eteriei și și-a meritat soarta să fie ucis prin complotul ticălos de la Golești, Târgoviște. La Târgoviște. Arestat la Golești și omorât la Târgoviște. Așa au stat lucrurile. Da. Spuneți-ne câte ceva despre această eterie. Ce a făcut ea atunci, domn profesor? Cine? Eteria. Ce a făcut atunci? Eteria, mișcarea eteristă, acțiunea eteristă a afectat foarte serios situația principatelor noastre, provocând invazia otomană în principate. Un rău major principatelor noastre. Iar pentru Grecia, ulterior, mișcarea grecească de eliberare a avut succes, sigur că da, și-a obținut, Grecia și-a obținut până la urmă independența. Dar la 1821, conducerea de pe continent a eteriei,
l-a dezaprobat pe Ipsilante și i-a transmis să nu înceapă acțiunea dacă n-are asigurat sprijinul Rusiei, pentru că fără Rusia eteria nu înseamnă nimic. N-a ascultat, omul care urma să-i transmită a fost omorât de ei, eteriști, așa, și în felul acesta, fără să aibă spatele asigurat, a invadat principatele fără armată, pentru că n-avea de unde armata, i-a adunat-o voievodul Moldovei, fanariotul Mihail Suțu, din grecii oploșiți în principate, în Moldova în primul rând, și aceasta a fost armata eteristă în principate, cu oameni greci adunați din Moldova și apoi cei care au ajuns în țara românească și în țara românească. Și a făcut jaf și prăpăd în această țară, așa, și a reușit să îi asmuță pe turci împotriva la... Dar documentele otomane spun că invazia se produce împotriva eteriștilor, nu împotriva românilor. Care invazia turcilor. De atunci sunt documente, da. De atunci care sunt... Invazia otomană e pentru a îi înlătura pe acești greci care au deranjat poarta otomană foarte mult. Da. Deci, Tudor făcuse o înțelegere cu emisarii turci cu care s-a întâlnit, ca el să se retragă în Oltenia până când turcii încheie socotelele cu eteriștii și apoi să se întâlnească cele două părți, turcă și română, și să facă un nou așezământ pentru țară, mai ales în favoarea țăranilor. Aceasta era oful cel mare al lui Tudor. Deci se făcuse această înțelegere între Tudor și emisarul otoman care a avut discuție cu el la Cotroceni. Din păcate, asasinarea lui Tudor a făcut să nu se mai ajungă la așa ceva. Și prăpădul a fost mare pentru că turcii au invadat țara cu toate consecințele unei invazii. Da. Deci, un lider român este asasinat de niște venetici în țara românească. Da. Ei ziceau că l-au și judecat. Ce drept aveau să judece niște greci un român în țara românilor? Nu, a fost o minciună aruncată și minciuna a prins, pentru că o întreagă istoriografie grecească în domeniu a popularizat această minciună. Nu l-au judecat, l-au ciopârțit cu iataganele, cum spune Iorga, l-au ciopârțit cu iataganele pe Tudor Vladimirescu și nu l-au judecat, că nu aveau dreptul să-l judece. Și practic nu l-au judecat. L-au omorât. Unii consideră că l-au omorât imediat ce au ajuns cu el la Târgoviște. Alții spun că nu, pentru că se temeau să n-ajungă cumva așa în prețuirea națiunii lui, așa cum s-a întâmplat cu mitropolitul grec pe care cu patriarhul pe care l-au spânzurat turcii în catedrala Sfânta Sofia, da? Pentru că este unul din sfinții națiunii grecești, așa. Ei, e un acertător de la Târgoviște care a spus în lucrul ăsta că nu că l-ar fi omorât atunci, dar zvonul care, minciuna care a fost aruncată a fost aceasta, că întâi l-au plimbat puțin prin Târgoviște însoțit, bineînțeles, supravegheat, și după aceea l-au scos afară și lângă o fântână l-au ciopârțit din ordinul lui Ipsilante cu iataganele și i-a aruncat trupul într-o fântână părăsită de atunci încoace. S-a cercetat această fântână, nu s-a găsit nimic doveditor, nu știm, deci, unde îi sunt oasele lui Tudor Vladimirescu. Ne-a rămas documentele de la el, care sunt un îndemn. De asta eu am scris această cărticică, o sinteză a monografiei din mari, așa, Tudor, contemporanul nostru,
pentru a vedea cum s-a păstrat sau nu s-a păstrat prin timp programul de la 1821, a cărui sinteză este în aceste vorbe: patria se cheamă norodul, poporul, iar nu tagma jefuitorilor. Afirmație valabilă pentru toate timpurile în care la conducerea unei țări vine o asemenea tagmă a jefuitorilor. Domn profesor, numai două minute, dați-mi voi să citesc un paragraf. Da, separat de ce se întâmplă cu Tudor și cu Ipsilanti în țara românească și în Moldova, s-a întâmplat cam același lucru cu capitanii români din Grecia, care au fost mâna armată a Revoluției de la anul 1821, care a dus până la 1828 la crearea statului independent grec, prima oară în Peloponez și pe urmă pe partea de sud a Ahei, unde, da, cam pe zona Atena, cam până pe dreptul Volos, așa. De acolo, de la Volos în sus, către nord începe Tesalia. Pentru că mâna armată, încă o dată repet, am mai spus-o și în alte emisiuni, Grecia a fost făcută de către români, iar niște inși veniți de la cartierul fanar din Constantinopol, printre care și frații Ipsilanti, unul în țara românească care l-a omorât pe Tudor și altul pe la Atena, n-au făcut decât să confiște această revoluțiune și să preamărească spiritul elenic. De altfel, revoluțiunea a început în localitatea Tripolița. Noi așa ziceam românii, care Tripolița, asta e în Peloponez. La Asterix Tripolița joacă fotbalistul Goiana la Mare, de la noi, dacă vă uitați la meciurile de fotbal din timpurile noastre. Ei zic acum Tripolis. Iată că unul din comandanții importanți ai Revoluțiunii Armate este celebrul general român Odiseu Andruțu. Care ce spune despre ei? Că el, acest Odiseu Andruțu, a intrat în conflict cu fratele Ipsilanti și a pățit ce a pățit Tudor Vladimirescu. Adică l-au lucrat și l-au omorât. Ce spune generalul român Odiseu Andruțu? Ce înseamnă acea eterie, acele culori și acele jurăminte misterioase de care se ținu așa de rău? Nenorocitul, înconjurat ca și tine de saltimbași de oratori, n-a știut nici să învingă, nici să moară. Ca să-ți ascunzi șuda, tu iei acum numele de patriot, tu patriot, nu ești nici patriot, nici grec. Și oricât de barbari ar fi palicarii mei, niciunul din noi nu este un parvenit în ceea ce privește gloria. Fanariotule, născut pentru a servi și a oprima, ascultă. Crucea, iată stăpânul nostru, acest pământ udat cu sângele nostru, adică al românilor, domnule, al românilor din Grecia. Asta spune generalul Odiseu Andruțul, fratele lui Ipsilanti la Atena. Acest pământ care a murit nutrit pe strămoșii noștri, acest pământ care posedă mormintele lor, iată patria noastră. Ea te reprobrează precum și voinicii noștri morți din greșeala ta, care te acuză în acest moment înaintea tribunalului lui Dumnezeu. Citatul este din autorul francez Puckeville. Și mai am un mic citat ca să înțelegeți cum i-au păcălit grecii pe români la 1821-1828. Fanarioții și mulți cărturari pedanți, a căror toată învățătură consista într-o a putea să traducă cu dicționarul câteva linii din autorii vechi elini, pe când capitanii români, dintre care mulți abia știau să subscrie, luptau ca să facă un singur capitanat creștinesc, căci cea mai mare parte din ei idee n-aveau de Grecia antică și nici nu le trecu prin minte vreodată să facă un regat grecesc. Asta a fost realitatea. Statuia lui Odiseu Andruțu se află pe Acropole, lângă statuia lui Gheorghe Caraiscu, ca mare erou național grec. Acum a fost botezat Odiseus Andruțus. Deci, se pare că a făcut parte din stilul lor. Cine? Zic, stilul ăsta grecesc, care mai păcălește așa omul, a fost prezent și în țara românească
și în evenimentele din Atena. Cred că cel mai bine pe... Da. Cu siguranță că în cadrul națiunii grecești sunt oameni care nu pot fi învinuiți de toate păcatele pământului. Nu, sunt oameni și acolo oameni de treabă. Dar e vorba de cei versați în astfel de apucături. Cel mai bine i-au văzut romanii când i-au caracterizat cu calul troian, nu? Da. Să mă ferește-mă, Doamne, de greșe când îmi fac daruri. Da. Deci, atenție mare. Și acum am citit de curând o carte care vorbește de multe falsuri asupra istoriei și religiei noastre naționale venite din partea unor astfel de indivizi. Da. Din rândul națiunii grecești. Nu, națiunea grecească în ansamblu. În legătură cu denigrarea făcută de profesorul Tirea, nu sunt singurul care i-a atras atenția asupra acestor lucruri, dar nu fără consecințe pentru mine. Puteam să pat mai multe dacă nu se întâmplau niște necazuri pentru profesor. Așa. Un mare român ardelean, Onisifor Ghibu, care nu era istoric de meserie, dacă orice ardelea doctor în pedagogie la Iena, orașul care dădea cei mai buni doctori în pedagogie la vremea respectivă. Dar ca orice ardelean care se respectă știa multă istorie. L-a cercetat mult viața și opera lui Gheorghe Lazar și alături de el pe Tudor Vladimirescu. Sigur și pe Andrei Oțetea despre Tudor Vladimirescu. Și iată ce spune când a înțeles că totuși această denigrare este denunțată și contestată a lui Andrei Oțetea, a ajuns să spună la un moment dat următorul lucru. Înlăturată rătă despre Tudor, înlăturată rătăcirea Oțetea, așa îi spune el, Tudor își păstrează mai departe în istorie și în conștiința poporului său locul plătit cu scump sângele său și aureola de erou și mucenic al neamului, așa cum i-a fost conferită pe de o parte de tradiție și legendă, pe de alta de documente istorice autentice, unele cunoscute și până acum, altele ieșite de curând la iveală. Nu există până acum ajunse la cunoștința noastră documente care să slujească rătăcirea Oțetea. Este un fals total. Și un istoric cam aprig la vorbă oltean ca mulți olteni, bătăios am spune așa, nu în sensul propriu al cuvântului, ci la vorbă, Dumitru Bodin din Strehaia, zona Comanda, este o localitate, un cartier, Comanda, în fiecare an făcea cu familia circuitul lui Tudor din Oltenia la București și înapoi. L-a iubit pe Tudor pur și simplu. Într-o carte a lui spunea următorul lucru. Tudor Vladimirescu este unul din stâlpii de lumină și energie ai trecutului, pe care orice nouă cercetare, cu cât e mai științifică, îl crește și mai mult, atât în ierarhia valorilor de altădată, cât și în inimile noastre, care se întorc spre figura și fapta sa ca spre un permanent îndreptar al românității. Bodin a cercetat istoriografia italiană și a găsit-o infestată și infectată de punctul de vedere grecesc, Tudor Trădător își merita soarta. Da. Un volum întreg de 400 de pagini a scos după această treabă. O mică paranteză. Unul din locotenenții lui Tudor se numea Ion Cacalețeanu. Da. Și mai mult ca funarilor. Și mai mult ca sigur era din Cacales, de la noi de aici, din Giurgiu, că noi avem satul Cacales, care este, nu-i vine cuvântul de la alt cuvânt urât, ci vine de la Cacalus, după părerea noastră, și fiind foarte aproape, la numai 15 km de localitatea Iatrus, unde a avut treabă cu caloienii, probabil că acest sat cândva se numea Cacaloieri și mă rog, familia și-a schimbat între timp numele și a zis Calețeanu. Calețeanu. Da. Calețeanu.
Deci să zicem că pentru giurgiuveni unul locotenenții lui Tudor era Ion Cacalețean. Domn profesor, dumneavoastră știu că știți mai multe decât mulți români lucruri despre tricolorul lui Tudor, după steagul lui Tudor. Cacalețeanu bătrânul este cel care a păstrat acest steag dat de Tudor lui și l-a păstrat în casa lui. Și fiul lui, ajuns major în garda civică, l-a donat, a fost convins să-l doneze patrimoniului public, statului român. Și a fost donat. Este cel mai frumos steag pe care l-am văzut vreodată între steagurile lumii și le-am văzut și eu aceste steaguri ale lumii. Pictat și sfințit la mănăstirea Antim, pictat de călugărul pictor David, așa l-a chemat, sub ochii binevăzător și uminți a tot știutoare ale episcopului Ilarion. Antim era un fel de sucursală, un metoc al episcopiei Argeșului. Ilarion era episcop de Argeș. Și, spune Ghibu, și al lui Gheorghe Lazar. Aici este, în același timp, steagul acesta, dacă se vede, este o capodoperă a epocii moderne, o capodoperă picturală, analizat cu atenție. Vorbește despre revoluție, despre programul revoluției, despre cei care au slujit revoluția. Este pusă această, și aici este vorba de lipsa legăturii cu eteria. N-a fost pusă sub egida eteriei. Conducerea supremă a acestei revoluții, purtarea de grijă, a fost încredințată Sfintei Treimi, Sfânta Treime, și celor doi sfinți militari, Sfântul Gheorghe ca sfânt militar, mare mucenic Gheorghe, Sfântul Mare Mucenic, și Sfântul Teodor Tiron, purtătorul steagului. Ghibu a găsit în viața sfinților, la viața lui Teodor Tiron, pasajul care vorbește de chemarea la pace și la liniște și nu la război și la necazuri. Chemarea lui Teodor Tiron în viața Sfântului Teodor Tiron. Iar aici nu este Sfântul Gheorghe omorând balaurul. Este o poveste tristă cu această omorâre a balaurului. E clădit tabloul pe un fals istoric. Poate vom vorbi altă dată dacă se va putea vorbi despre asta. Este, deci e sfânt militar, pentru că Tudor conducea o armată. Dar vine cu ce? Cu un simbol al înțelepciunii, acest mascaron împins în față, care este, era atunci în epocă considerat simbol al înțelepciunii. Și în partea stângă, în mâna stângă, o ramură de măslin care reprezintă ceea ce știe toată lumea. Iar pe piept aici deasupra este simbolul soarelui, ocrotitorul acestui pământ. În urmare, el nu cheamă la război, la nesiguranță, la distrugere, ci la pace și înțelegere. Așa spune Evanghelia, așa spune Tudor în documentele lui. Cine nu va înțelege, nu va fi convins de cuvântul pe care îl rostim, atunci vor veni armele. Până atunci nu. În urmare, este consecvent. Steagul reprezintă așa, iar jos sunt vorbele care sintetizează programul, citite dintr-o parte într-alta și nu ca strofe. Tot norodul românesc, pre tine te proslăvesc, troiță de o ființă, trimite-mi ajutorință, cu puterea ta cea mare și în brațul tău cel tare, nădejde de dreptate, acum să am și eu parte. Parcă urma să mai semneze Teodor. L-a semnat, a spus, ianuarie. N-am mai zis și data, că nu știa când va începe exact. Ianuarie 1821. Da.
Este o imagine, în explicația lui Onisifor Ghibu, ea îmi spune, este un Sfântul Gheorghe în interpretare națională românească sau interpretare corectă, pentru că el a fost martirizat în vremea lui Dioclețian, secolul 3, așa, început de secolul 3, a fost martirizat la 303, așa, n-a venit Sfântul Gheorghe să omoare balaurul străvechii drepte credințe. Deci tabloul e clădit pe un fals. E o imaginație a pictorului. A devenit o icoană celebră în lumea catolică, și a fost transferată și lumii ortodoxe, care e tot o icoană celebră prin biserici și mănăstiri. Sfântul Gheorghe omorând balaurul. Adevărata fața lui Sfântul Gheorghe nu este cea ecvestră omorând balaurul, ci aceasta care îndeamnă la pace și la liniște între oameni. Da, este cea de pe stindardul lui Tudor. Poftim? E cea de pe steagul lui Tudor. Da, da, da. Da. Cea de pe steagul lui. Aceasta da. Este da. Fața adevărată asta. A Sfântului. L-am văzut și în altă postură, fără această îmbrăcăminte, iar flamura în ansamblu are cele trei culori. E prima dată când pe un steag de luptă și steag al unei adunări legiuitoare, pentru că adunarea poporului, a norodului, era și adunare legiuitoare, factor de decizie. E primul steag al prototip al drapelului nostru prin cele trei culori, roșu, galben, albastru, prototip al drapelului nostru național. Care drapel îl avem culorile ca atare de la daci, de la strămoșii noștri. Da, e bine ca să se înțeleagă treaba asta, da. Spuneți-ne mai multe lucruri despre... Vă arăt o imagine acum și ca să mai scurtăm lucrurile. Da. El e cunoscut în Europa și în Orient și sub denumirea de dragon. Dragonul nu există ca animal, ca reptilă identificată exact. De unde i s-a dat, probabil că în Europa e mai frecvent numele și mai ales în Orient, în China, în Asia, frecvent dragonul. Dar a apărut și ca dragon. Așa. În postura aceasta de dragon îl găsim la anul 500 rămas de la o formațiune militară de circa 1000 de daci recrutați din Dacia de Imperiu și trimiși în Britania. Acest dragon, ridicat în cinstea tatălui regelui Arthur, Uther Pendragon, dragonul cel mare, așa, o ceremonie deja religioasă, dragonul acesta era tricolor. Capul era albastru, în zona capului deasupra era culoare albastru, era culoare roșie și corpul șarpelui, balaurului, era galben. Deci roșu, galben, albastru. Acest dragon, acest steag ca dragon, a intrat în discuția istoricilor și cel mai important vexilolog, cel care studiază steagurile lumii, îl cheamă Whitney Smith, un englez. Spune așa: se pare că nu există standard în antichitate care să fie atât de răspândit ca dragonul, cu numai câteva variante nesemnificative de formă și de folosire. Din antica Persie până în Britania, acest standard a fost purtat în luptă mai bine de 1000 de ani și s-a păstrat și în Evul Mediu. Iată aici un cavaler francez purtător de dragon tricolor în fruntea cavaleriei în fosura aceasta de dragon tricolor. Dacă se vede deci la secolele 10-9-10 după Hristos, deci în era aceasta creștină. Și s-a păstrat sub forma aceasta. Cu dragonul cel vechi e o poveste mai tristă și nelămurită până astăzi. Poate cine știe vreodată
va veni vremea să vorbim și despre ea. Altfel, steagul dacic era constituit din două totemuri, unul al militarilor, lupul, și unul al persoanelor distinse prin spiritul lor înalt, sarabii sau solomonarii, așa, unindu-se aceste două totemuri, a dat acest standard al dacilor, zice un cercetător urmărind documentația vremii. Un alt cercetător, profesor la noi, de specialist în semiotică, profesorul Virgil Vasilescu, arată geneza acestui steag dacic din două totemuri la fel. Pe o strachină din cultura cucuteni, varianta B2, așa, pe care este pictat în roșu-negru, deci pictură bicromă. Pe o strachină din cultura cucuteni, așa, este pictat într-un spațiu ceremonial, era un vas pentru ceremonii de jertfă, așa, câinele în poziția de apărare activă pe viață și pe moarte, iar în spate șarpele în poziție verticală talonează omul. Deci șarpele și câinele lupul domesticit, câinele și șarpele și câinele lup, unite, ca și în cazul acestui cercetător Marius Finke, așa, au dat, deci, două elemente importante care asigură eficiența apărării active, strategia de bază a strămoșilor noștri, apărare activă, nu agresiune. Adică, pe de o parte, inteligența, și în Noul Testament este foarte prețuit de Iisus șarpele pentru inteligența lui. Să fiți inteligenți ca șerpii și blânzi ca porumbei, spune apostolilor. Și lupul. Pentru lup, locul și rolul lui în viața strămoșilor noștri, a scris de curând un studiu academicianul Alexandru Surdu, pe care eu o citez undeva. Deci, iată de unde provine acest steag. Eu m-am gândit mult la lucrul ăsta, de unde ar putea să vină. Mai sunt și alte variante de geneză. De unde ar putea să vină? Dacii noștri, strămoșii noștri, n-au dus lipsă de înțelepți în istoria lor. O spune clar, cu nominalizându-i Iordane Sângetica lui. Degeaba îi denigrează unii autori, chiar de-ai noștri, chiar de la Facultatea de Istorie din București, că n-au avut înțelepciune. A fost sălbăticie la nord de Dunăre, spune și așa. Ei, privind la cer, după ce pleacă norii și căzuse cade ploaia, nu? Și norii pleacă pentru că au tras geții cu săgețile în ei și norii s-au împrăștiat. Ce apare? Soare. Curcubeul. Da, curcubeul. Da, roșu. Da. Ce se vede de la cele 8 culori, 7 culori ale spectrului? Cele 3. Da. Deci înțelepții aceștia, poate și ei, zic, cei care se gândesc la esențe întotdeauna, da, au reținut în mintea lor ceea ce este esențial din acest spectru, roșu, galben, albastru. Și s-a transmis. Și deși a fost ucis dragonul cel vechi care avea culorile pe el, au rămas culorile care s-au păstrat în cultura noastră, în tradiția noastră populară, în lucrături, țesături, așa, în Bizanț. În cartea de pictură, cu canoanele picturii, a fost precizate aceste culori în pictura bisericească. Toată pictura bisericească autentică la noi are cele 3 culori, roșu, galben, albastru. Mai sunt, un câmp nu poți să-l faci decât verde, nu? Un samur poți să-l faci decât maro. Dar majoritatea, covârșitor, sunt cele 3 culori. Uitați-vă la toate bisericile noastre ortodoxe, că așa sunt pictate. Ne-au rămas aceste culori. Da. Legiunea 5-a macedonică a romană,
avea culori roșu, galben și albastru. Toate legiunile care aveau formațiuni de militari daci, da, aveau drapele. Rugăm regia să ne dea imaginele după arcul lui Galerius. Colegii mei, Aurel David și Marius Fincă, au scos în evidență prezența acestor formațiuni militare de daci, de geto-daci, în provinciile Imperiului, provinciile europene, provinciile asiatice, provinciile africane. Septimiu Sever, getul, un grup de geturi, o formațiune de geturi au ajuns până în Africa de Nord. Septimiu Sever, originar de acolo, din zona geturilor, a făcut din steagul, din dragonul dacic, simbolul cavalerii la vremea lui și l-a generalizat în tot imperiul. Deci, asta e prezența tricolorului românesc, tricolorului strămoșilor noștri în toate provinciile imperiului. Da. Galerius introduce simbolul șarpelui cu cap de lup ca și drapel al legiunilor romane. Nu introduce el. Sunt introduse mai devreme, de la început. De la început. După 106, da, când Dacia a fost ocupată, o parte din Dacia, 14%, cum s-a calculat, așa, de romani, drapelul dacic a fost preluat în vexilologia romană, sub numele de dragon sau dracon. Așa se întâlnește în textele latinești. Da. Și apoi a fost preluat în Orient, dar îl aveau și ceilalți confrați sau frați ai dacilor, ai geților. De pildă, perșii, parții au împrumutat acest steag tricolor de la Massageți. Ei își constituiseră un stat puternic mai înainte. Regina Tomiris, care a înfrânt pe împăratul care a fondat Imperiul Persan, Cirus al II-lea. Așa. Deci îl preluaseră de la Massageți. În 529, Cirus al II-lea a căzut pe câmpul de luptă. Da? Și a fost evitată invazia persană atunci în Europa. După cum, la 514, de asemenea, invazia Darius, faimosul Darius, care a venit împotriva geților, nu a altora, împotriva geților, știți, erau tot geți, tot neam, da, cu ei. Da. Așa, a fost abia a reușit să scape din strânsoarea celor de aici, a geților. Și când a ajuns acasă, a depistat asta în biblioteca istorică, izvorul acesta, biblioteca istorică, un istoric militar, Marin, mai știu cum scapă numele acum, așa, când a ajuns acasă în Persia, a pus să se construiască o localitate, Gaugamela s-a numit localitatea, ei călăreau pe cămile, da? Împăratul avea cămila lui care l-a salvat din înstrânsoarea geților, așa. Și această localitate avea poruncă imperială să aibă grijă de cămila lui Darius, care l-a salvat din strânsoarea geților, până va trăi această cămilă, Gaugamela, localitatea care are o rezonanță mai târziu, unde Alexandru Macedon l-a biruit pe celălalt Darius, da, și a cucerit Imperiul Persan. Istoria noastră e fascinantă. Numai că trebuie să fim... este fascinantă, însă numai că trebuie să o citim mai cu atenție și să ieșim din tiparele istoriei care am învățat-o la școală. Că nu are legătură cu adevărata noastră istorie, decât puțin. Și a apărut acum și o carte care ne ajută în mare măsură să ieșim. Dacă va ajunge la oameni care vor să o studieze și au curajul să spună pe care l-a avut acest autor care a scris cartea respectivă. Da. Da, așa este. Istoria noastră este fascinantă. Văd că macedonenii din nordul Greciei, acum, deci în anul 2014, în anul 2000, folosesc roșu, galben și albastru ca și culoare a provinciei Macedonia. Păi sunt culorile
Națiunii noastre. Noi suntem una și aceeași națiune. Da. Macedonenii fiind românii din sud. Sigur că da. Românii din nordul Dunării, națiunile balcanice, afară de greci, s-au clădit pe etnos covârșitor valah, adică român. Nu vor să știe, nu sunt lăsați să știe, dar bine ar fi dacă ar ști, ar conștientiza lucrul ăsta, că asta ar fi o temelie pe care s-ar clădi o prietenie frățească între noi și frații noștri din Balcani. De la un cap la altul. E păcat că se întâmplă așa, dar bine ar fi să ne cunoaștem bine istoria și a noastră și a lor și reciproc, așa, ca să putem să facem o treabă bună. Că altfel suntem așa în bătaia vântului și nu e bine. Domn profesor, autobuzele în orașul Salonic, da? Astea cum, deci transportul în comun, circulă cu roșu, galben și albastru pe ele. Păi ăla e oraș românesc. Acum, sigur, e grecesc. Ăla e oraș românesc. Metodiu și Chiril au fost români. Da. Învățați români, frații Metodiu și Chiril din Salonic, din Tesalonic, acum Salonicul era odinioară. Da. Asta este. Sunt multe de spus și eu vă invit pe cei care vor să studieze istoria românească să încerce, studiind-o, deci profesional, să nu vorbească altceva, așa, studiind-o, vor putea ieși din niște tipare care au început de mult să ne supere și să ne dăuneze în ființa noastră națională. Noi nu mai avem o identitate reală. Identitatea noastră reală ne-a fost anihilată oficial prin eliminarea epocii străvechi și antice din principalul manual de istorie al învățământului preuniversitar. Ori manualul acesta este carte de căpătâi la nivelul unei cunoașteri medii pentru întreaga națiune. Pe lângă faptul că a fost mutilat în titlu, nu-i mai spune istoria românilor sau a României, îi spune pur și simplu istorie. Nu mai știi a cui istorie este. Trebuie să te deschizi cartea și să vezi. Plus această omisiune inadmisibilă. Să-ți negi strămoșii și să elimini epoca lor din istorie. Este o lovitură dată nouă celor care încă mai trăim și o interdicție pentru urmașii noștri, dacă vor rămâne aceste manuale zise alternative. Istoria noastră nu este alternativă. Da, e unică. Este știința istorică, este știință. Nu e nimic alternativ. Este știință atât că se poate demonstra într-o etapă de cercetare. Vin alte izvoare, altă etapă și atunci adevărul istoric se îmbogățește, se devine mai puternic. Nu? Nu este alt adevăr. Devine același adevăr istoric, dar mai puternic, mai bogat în argumentație decât cel dinainte. Prin urmare, cineva spunea, vorbind de aceste manuale, în ultima dată, că aceste manuale sunt o calamitate, și spunea așa, ultima întrebare a lui, mama ta este alternativă? Iar Simeon Bărnuțiu, dând definiția națiunii, cea mai de suflet și mai sintetică definiție, spunea așa, că națiunea, ea este întrânsă, ne-am născut, ea este mama noastră. Și atunci când vorbim de națiune, să ne gândim ce facem cu națiunea noastră, ce facem cu mama noastră. Este același lucru. Da. Spre așa ceva sunt invitați cei care vor să cunoască cu adevărat și au acum, au de unde
importante să studieze și să aibă și curajul să spună. Pentru că, din păcate, curajul, fie că este obturat, fie că nu dă mâna oricui și așa mai departe. A existat cândva cenzură, acum este autocenzură, fiecare se teme să spună mai mult decât vede pe multe locuri tiparele afișate ca să ții cont de el. Eu observ, eu nu sunt istoric de profesie, dar observ că foarte mulți oameni, ca și mine, de diverse profesii, vârste, caută, citesc, găsesc, își fac păreri noi și mult mai apropiate, mult mai reale despre adevărata istoria românilor. Păi, elevii își contrazic profesorii în clasă pentru multe lucruri. Internetul, cărțile pe care înainte nu puteam să le citim, toate acestea fac ca nivelul nostru de cunoaștere să se ridice și să fie din ce în ce mai larg și înțelegător. Da. Păi... Dacă un om merge la Salonic și vede în centrul Salonicului pe mândria Greciei, care de fapt e mândria românilor, arcul lui Galerius, daci, atunci omul ăla ce poate să spună? Din păcate, grecii nu l-au îngrijit acest monument. Mai l-au și distrus, l-au mai râcâit. L-au mantelat, nu l-au îngrijit, da. Pentru că nu e al lor. Da. Dumneavoastră aici, în Vlașca, mai aveți ceva de împlinit. Întâmplarea a făcut o întâmplare fericită să aveți un profesor care ne-a dat cea mai bună carte despre Mihai Viteazu, profesorul Marin Cristian din Călugărini. Și i-am zis, domnule, fă ce poți ca să-i determini, să-i convingi pe mai mari locului să facă un muzeu Mihai Viteazu la Călugărini ca loc de pelerinaj național. Se vor găsi exponate de pus acolo, important e ca autoritățile locale să dea concursul la Călugărini, nu în altă parte, nu la Giurgiu, că Giurgiu are treaba lui, poate să facă muzeu portoar, dar la Călugărini să fie loc de, să ajunge ușor loc de pelerinaj național la acest muzeu, pentru că Mihai Viteazu a fost în anii din urmă calul de bătaie al denigratorilor și falsificatorilor de istorie națională. El care a făcut unitate era foarte supărat, unul că cum se poate, n-a avut în cap această unitate. Este un absurd, absurdul unității românești în perioada noastră veche. Absurdul unității românești. Îl supăra pe respectivul că unitatea românească, că a făcut-o Mihai înainte de a o face Europa. Europa nu s-a supărat. Dar dânsul s-a supărat, nu? Și a zis absurdul unității românești. Citiți în Dacia Nemuritoare că în numărul din februarie a apărut prima parte a acestui material și în numărul din martie apare a doua parte în care sunt relatate lucrurile acestea. Vă mulțumim frumos, domn profesor. Timpul a trecut foarte repede. Suntem la sfârșitul emisiunii noastre. Mai avem un minut. Vă rog frumos, spuneți-ne niște cuvinte de încheiere. Cuvinte de încheiere este chemarea tuturor connaționalilor și a cetățenilor români care țin la statul român să studieze această istorie împreună cu istoria minorităților naționale, care au primit acest statut de minoritate, deci egalitatea în obligații și drepturi cu națiunea română, fondatoare a statului național. Și au drepturi, obligații și drepturi egale cu aceasta. Toți aceștia sunt români, români, nativi români și cetățeni români. Să studieze această istorie națională în corelare cu istoria propriilor minorități ai cărui nativi sunt. Ca România să
reziste ca simbol, ca realitate politică și simbol al Daciei edenice, cum e numită în Sfânta Scriptură, sau a Sfintei Geții, cum e numită în tăblițele de la Sinaia, că nu întâmplător s-au repezit unii la tăblițe să le declare falsuri, pentru că acolo este istoria strămoșilor noștri. Și, din fericire, avem o primă interpretare a acestor tăblițe deja făcută și publicarea lor în descifrare și în text de lectură fluentă a acestor tăblițe. 74 de tăblițe descifrate și publicate în lectură fluentă și publicate în, și în originalul lor pe carte. Deci au de unde să studieze. Important este să încerce să iasă din tiparele la care destui falsificatori și denigratori au băgat istoriografia noastră. Vă mulțumim frumos! Stimați telespectatori, emisiunea noastră s-a terminat. Pe o dată viitoare. Vă mulțumesc! Bună seara!